Bună! 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 A, gata, a scăpat de gel. Scurios. A scăpat de gel. Nu știu. A scăpat de gel, ești bucuros! Răzvan. Georgiana. Beatrice, Beatrice. Am schimbat. Așa am pățit și eu. Am un pic de emoții, băi. Ia un loc, stai liniștită. Vrei un par de apă, ești ok? Vrei un par de apă? Nu, dăm niște apă. Ok. Zici că ești Ahmed. Beatrice. Așa era și Ahmed. L-ai prins pe Ahmed? Beatrice. Nu, Andrei. Ia întreabă, accept bărbat cu copil? Radu, nu te uita! Nu te uita! Radu însurat! Nu te uita! N-am treabă, mă, eu ce ești? Nu, pihoț, că am văzut cum te uita la ea! Nu băga, băga prejala asta! Stai, 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 stai! Radu, am iubit! Alex, stai jos! Eu am zis, după acum! Aici? Da! Hai, bă, răzut! Că după aia spune Țeana... Nu, Radu, treabă, hai, te rog, că vrei că... Câți ani ai? Că știu că tu vrei! Beatriz, câți ani ai? 23. Gata, atâta ai întrebat, ți-ai făcut am la 23, gata. 20? Par mai mare. Tu? De-abia intra și el. 3? Mersi. 21. Acum stau eu, picioare, mă, adică. Tu? Vezi, stai aici, ia, hai. Fac te-ai și lângă față, că-ți place. Eu promovez puterea de... Bă. Ce mă, lasă omul în pace. Da, da, ți ziceam așa pentru el, nu? Gata, uite. Nu fiți nesimțiți. Da, nu. Și cum e? Ai vorbește cu fata. Am întrebat-o. Nu mă, că la mine pe aia interpretat și-o luați în 10 mă. Eu vreau să întreb. Dar nu v-ați văzut înainte? Voi doi ca cu... Păi asta e zice, că nu știu cum de nu ne-am văzut în spate. Eu cred că s-au văzut, ai înțeles? Da, și acum fac o șeștă. Nu ne-am văzut. Jur. Sunteți împreună? Da, Beatrice. V-ați împreună la bagaje? Avem doi copii acasă. Da, s-ar putea să fie, nu? De unde ești? Semăna și la tine. România spune Piatra Neamț. Piatra Neamț? Bă, cine are din Piatra? Știi pe Codrin? Nu știi de la din Piatra. Știi pe Codrin? Nu știu eu, pentru că eu am locuiesc în Italia, 5 ani și ceva. Și nu știu. Fericit sunt! Acum s-a terminat dansul, ce-i facem? Hai repede! Ce-i facem? Dar n-avem ce să spunem! Zici ce să repede! Ascundem-vă! 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 Ce frumos! Ascundem-vă! Nu-i frumos, Adelina! Ascunde-te, ascunde-te! Nu să-i dai la fata cu apă în față! Bine, ascunde-te, am zis! Hai! Scări, nu-n față! Frate, nu e ok. Dacă îmi poate alunecă. Na, alunecă că n-a pus. Treaba e. Hai să ne ascundem. Hai. Ok. Hai, am plecat. Băieți. Voi vreți să mă pun? Ok. Bă. Pa, pa. Gelu, cheia, bă, gelu. Ca să ne las subitele în pace. Ia, cheia, bă. Nu te pa, mea cărubine! Să faci iar asta! Ia, dă-te mașa, dă-te așa! Dă-te mașa! Bă! Bă! Hai, te rescurci, da? Da! Un pic! Cu plăcere! A fost o plăcere pentru mine! Da! Pe azi! Sunt două dintre noi! Bună, bună! Poate cald pe aici, în cap! Hai! Ce? Oh! Dormeam! Bună! Beatrice! Daniela, îmi pare bine! Cu ce ai dansat? Cu gelul, mă la dans! Beatrice! A dansat cu gelul! Beatrice! Geloasă-i, Daniela, că a dansat cu gelul! Nu! Nava! Te știu, te știu! Geloasă ești, n-a fost așa ceva! Ai tu grijă cu cafeaua! Bună! Cu cafeaua! Beatrice! Cine mai e? Beatrice. Adelina. Pare bine. Concurent. Ei nu cred că...
Nu te vrei. Vreau cu gustul meu. Și eu nu va exista. Eu sunt curioasă ce impresie fac cu fata asta. Deci fai cu gustul. Da, și dar zic, păcate cu vorba de 3 zile! Nu știu, 3 zile cât a duplat aseară! Nu știu, de-a craneaz, asta în Italia. De 3 zile! Da, sunt frustrată, e! Am devenit frustrat, vreau băiat, mă! Voi de unde sunteți? Eu din județul Călăraș. Ea din... Tu? Focșan. Mamă, dar cum ar fi? Târgu Jiu. Târgu Jiu? Ce? Focșan. Să-ți prezinte 10 variante. Orădești, București. Alegi cea mai bună variantă. Mult mai simplu. Dar ea de fapt era mai. Cum? Te-ai uitat la emisiune? Da, m-am uitat foarte puțin. Știu că am văzut-o pe ea. Da, pe ea am mai văzut-o și în alte parte. Ce râs, mă? Tu lipsai să apar pe ecranul ăsta. Ai dansat cu Nicușor? În Italia sau în Torino? Ce vrea, mă, ăsta? Ai auzit, Georgiana? Ce? N-am auzit. Zic, radu. Știa că e singurul. Spune, sunt Beatrice, oricum. Ce a zis? Și a zis? Știa că e singurul care ar spune îmi place de tine, indiferent cine, doar ca să se dea și el în stambă. Da, corect. Îi dau dreptate, pentru că așa faci mereu când vine cineva nou. A, dar ce problemă ai cu mine, Georgiana, că n-am înțeles. Eu am probleme cu tine. Parcă ziceai în felul următor. N-am voie să zic nimic, am probleme cu tine. Și acum vii să te bagi mine și așa, hai, de, că nu te înțeleg. Nu mai vrei, nu mai vrei. Ia-i, cine o place? Cine o place? Cine o place? Nicolae, capelul. Da, îmi place de ea. Foarte bine, soară-te. Cine o mai place? Adică place, da? Însoară-te. Îmi place de ea. Zic să o iei de nevastă. Cum facem cu bipolaritatea asta, da? Ce vrei, mă? Stai să-mi așez șapca. Vreau să înțeleg și eu. Mă mai vrei, nu mai vrei? Ți-am spus de ceva timp că nu mai vreau nimic cu tine. Păi nu, păi dacă nu mai vrei... Nu, vreau nimic cu tine. Ce să spun în chineză? Nu te mai sensiza. Nu te mai sensiza când e vorba de mine, dacă nu mai vrei nimic cu mine. Băi, omule, îmi dau cu... Nu-ți mai dau cu părerea despre mine. Ce văd și ce crezi. Ba da, îmi dau indiferent că e vorba de tine sau de oricine altcineva. Ești bipolar. Spune că ești tu. Orice critică. Ieri când am venit acolo, ține niște chestii. Să lămurim niște chestii. Ai zis că pleacă de aici. Dacă ești bipolară, tu te schimbi de 10 ori pe zi, ai auzit? Și nu de haine. De... Nu de haine. Acum vin și te sensitezi tu că vezi, domne, că... vorbește Nicolae cu fata acea nouă. Și bravo lui! Bravo lui! Da, vorbește, mă! Vrei să vin să fiu nașă la nunta ta, că eu vin? Bravo lui că vorbește! Bravo lui că vorbește! N-am cum să vorbesc cu voi! N-am cum să vorbesc cu voi! Nicolae e sărac și de nu te preferesc! Nu te preferesc! Nu te preferesc! Nu te nu sunteți serioase! Nu sunteți serioase! Nu te vrea! Că ești Ken! Nu mă, dar înțelegeți, oameni buni, că a venit pentru cineva! A venit pentru băiat! Numărul 1 a venit! Pentru cine a venit, mă? Dă-mi un dată! Adelina, de unde până unde știi tu pentru cine a venit? Am fost curioasă dacă îi place de iubitul meu. Am întrebat-o și apoi mi-a spus că nu, că a venit pentru cineva. Și a venit pentru... Lasă vrăjeala asta de doile, pentru că cu mine nu-ți merge. Nu te vrei! Ești bătut în cap! Ești absolut orice pentru ecran, ca să apar pe ecran. Ești incapat să vrei! Dacă tu, Ioana, vă duci cu Radu, vă face jocurile, nu am cum să accept eu mizeriile tale. Nu mai am jocul el, acum așa vreau să vă duc. Bine, gata, vorbește. Nu face gagică, dacă face băgeloasă, așa vă dă să importanță. Ești prea jos pentru mine. Ești prea jos. Ești la nivelul ăsta. Da, și gagică, dai la nivelul ăsta. Bună ziua! În sfârșit, liniște! Avem concurenți noi! Să rămână! Dar se pare că voi sunteți mai preocupați. Nu. Sunteți mai preocupați să faceți alte lucruri decât să vă cunoașteți între voi. Da. Bună, Andrei, bine ai venit în Casa Puterea Dragostei. Nu trebuie să zici. Bine v-am găsit. Nu trebuie. Da, Beatrice. Da. Bună ziua și ție. Bună ziua, bună ziua. Bine ai venit. Mersi, bine v-am găsit. Cum ți se pare la noi aici? E, gălăgie. Mare. Gălăgie, da. De acasă gălăgie. Gălăgie. Nu părea la fel? Se vede mai rău de aici decât de acasă. Aoleu! Da. Bun. Acasă. Se mai opre. Ești șocat? Se mai aud 2-3. Nu.
Încerc, de fapt, să nu fiu. Nici o oră, da. N-am nicio oră. No. Ei, Andrei, ce să zic, sper să reziști. Și eu am fost. Nicolae și Radu. E frustrat de așa, doar că mă jucam cu el că... Hai mă spune, că tu oricum te mai oprești când vorbești. Vorbește. Zi. Vorbește, hai. Domnul Jacques, dar eu m-am sesizat și am făcut un spirit de glumă. La atacam așa, în glumă îi luam șapca, pentru că era deja ginit pe fata asta care, săraca, a și spus, am intrat pentru Duțu, el se contrazicea și vorbea în locul ei și nu mi s-a părut drept, pentru că ea deja nu avea drept la replică și vorbea în locul ei și îl opream în fel și fel de glume. Ce ți se pare ție deplasat că i-am zis că e o fată frumoasă și că îmi place de ea? Până la urma urmei, fata e liberă să cunoaște pe fiecare bărbat în parte. Am și spus că fata care o să intre, tu sigur o să spui că îți place de ea. La orice fată care a intrat în casă, ai spus că îmi place de ea, doar ca să testezi. Și când era vorba de Gianina, și când e vorba de Georgiana, de absolut toate fetele. Domnișoara orice fată Cristina. Nouă, la tine e gata. Domnișoara Cristina, eu țin să-l contrazic pe Radu, că am mai intrat fete precum Simona și care au mai intrat pe parcursul emisiunii și n-am spus că îmi place de niciuna. Acum a intrat fata asta nouă, Beatrice, și într-adevăr este o fată foarte frumoasă și îmi place de ea. Dar chiar dacă a zis că a intrat pentru Duțu, poate pe parcurs se va schimba, adică e liberă să, adică ea o să cunoască pe fiecare bărbat în parte și poate schimbă părerea. Poate nu o să-i mai placă de Duțu, poate o să-i placă pe mine, de Vlad și așa mai departe. Bă, nu vezi mă că te bâlbâi când vorbești și să-i placă la tine? Bă, da, mă las să-mi termin ideile, că ești disperat de cadru, omule. Cine vorbește asta cu mine? Cu tine vorbesc. Ia, hai să facem așa, o să aflăm ce părere are Beatrice despre tine, după care tragem niște concluzii. Zi, Beatrice. Ce părere ai despre Nicolae? Nu pot să-mi dau cu părerea încă, pentru că nu-l cunosc. Așa, din... l-am văzut, e ok. Adică, simpatic, atâta tot. Nu pot să-mi dau cu părerea. Ar putea fi un posibil viitor iubit pentru tine? Nu, deja e mult spus. Deja... deja s-a terminat. E prea mult. Un posibil iubit, nu. Dar un prieten, ca și un prieten, da. De ce nu? Auzi, Adelina, la cum îl cunoști tu așa pe Radu? Ce părere ai despre discuțiile acestea? Că eu l-am văzut când a intrat Beatrice în casă și mi-am dat seama de felul în care o privea. Mi-am dat eu seama de niște lucruri. Așa ai făcut. Ce ai, femeie, că mă uitam în altă parte. Doamne! Dar te-a întrebat ce părere ai. Trebuie să spui părerea ta, nu așa ai făcut. Din ce ai văzut? Bine, și Gelu spunea că Radu este impresionat de fizicul impresionant al lui Beatrice. Nici nu știu cum arată, domnul Șaxi. Eu asta am observat. L-a luat căldurile. Când a transpirat Radu vreodată în emisiune, a transpirat doar. Doamne, dacă și... că nu fac... Ce ai mai venit să-mi spui tu singur că nici măcar n-ai vorbit, că așa este retras și nici nu te-ai uitat la ea? Pentru că am se simțit vinovat. Să mă laud ca bărbat că nu m-am făcut nimica, că și așa erai, că mi-ai atras atenția de multe ori. Se simțea vinovat, da. Cine se scuză, se acuză, da. N-am întrebat nimica. Am spus că cine se scuză, se acuză. Bravo! Da. Fetelor, pe de altă parte, când Beatrice a venit acolo la voi în casă, Nicolae i-a spus așa: ai grijă la scorpile de acolo. Nu, că n-am făcut nimic. N-am făcut nimic, domnișoara Cristina. Băi, fetelor, voi aveți un grup de scurmat de vreo 3-4 săptămâni în care plângeți toate la comandă. Vă bine, bine. Bă, grupul ăla e format și din Georgiana. Vă plătesc pentru casă și fost materiale de 2 lei. Băi, idee scurtă. Caractere jos. Ești de insensibil ca să-ți dai seama că nu ești coerent. Băi, omule, niciodată nimeni nu plânge la comandă despre ce. Te-ai găsit cu deșteapta cu tot facultăți să mă contrazici pe mine. În afară de mine? Bă, te cred că nu-ți convine adevărul, te doare adevărul. Este pur și simplu vorba despre... Vezi de ce Beatrice a zis? Păi ăsta îl vreau decât ca și prieteni. Dacă tu ne bălăcărești pe noi, e prima dată când vezi această... Băi, femeia lui Dumnezeu! Tu deja ți-ai permis să ne faci până în toate felurile. N-am spus eu că vreau să formez un cuplu cu ea. Te auzi ce spui? Am spus în felul următor, că dacă într-adevăr a intrat pentru Duțu și Duțu nu e aici, ea e frumoasă pe fiecare bărbat în parte și poate schimbă părerea și poate să mă cupla cu alt bărbat. Ce nu înțelegi? Păi, dar tu nu ești bărbat. Păi nu, dar tu ești femeie? Da. Napa, da. S-a apropiat Răzvan de tine? Da. Opa, că nici la răspuns i-au răspuns fetele pe spate. Și a venit cu apă cu zahăr la mine și mi-a masat palmele. Ce spate? Dar tu de ce ești curios? E gelos. Știu că are gusturi mai așa, mai... Da. Da. Eu mă uit la Andrei, dragul de el, și mi-amintesc că în sezonul 3 a venit la un moment dat un concurent, nu mai amintesc numele lui,
A stat o oră. Eu sper să rezist mai mult de o oră, sincer. Îl știu. Mă rog, nu mai țin minte. Chiar sper să rezist. Da. Adică chiar îți doresc. Uite, da. Dacă Beatrice a creat controverse în casă. Tu, lași vreo fată, ai venit cu gânduri să cucerești pe persoana anume. Păi, sincer să fiu... Am intrat în casă pentru Adriana, doar că între timp ea s-a... Andrei! Cu Alex, care culmea este și colegul meu de cameră, deci nu știu cum funcționează chestia asta. Dar nu-i nimic să o stăpânească sănătos. Cum adică să stăpânească sănătos? E un obiect? E mașină? E ce e? Să fie fericiți! Mai frumos! La Severin, cred că așa se formează, cel mai sigur. Fetelor, voi ce părere aveți despre el? Nicio părere. Zi! Bă, plângeați până acum? Sunt toate foarte dezamăgite. Bă, plângeați până acum unele din voi că nu sunt băieți. Uite, acum au venit băiat nou. Păi ce vrei să vă mint? De ce, dragă? Nu știu, sunt foarte dezamăgite de... Nu știu, să așteptau la altceva. Dar le e rușine să spună. Păi, ești foarte mic de vârstă, deci încearcă să inducă niște lucruri foarte prostești. Încearcă să inducă niște lucruri foarte prostești. Adelina, ești recunoști ce ți-a zis ea ție și i-a întrebat-o tu, dar tu n-ai relație. Ce ți-a spus aici? Să-i spuneți, doamne, Cristina, ce nu vă convine? De fapt, Ana era dezamăgită. Vă spune, domnșa, Cristina, Ana era dezamăgită și a zis că eu vreau să spunem că așteaptă, că m-a întrebat, m-a pus naba și știi că asta ai zis. Și am zis, Ana, nu știu de ce te bași tu și întrebi și spui că e un băiat de vârstă mică, pentru că tu ai relație. De ce întrebi? Ana, nu că întrebam pentru voi și vreau să spun pentru voi. Dacă ai relație, taci. Nu am spus că eu mă interesează. Auzi, Anuțu, dar tu citești în stele. Ana, tu citești în stele? De unde știi că-s fetele nemulțumite? Pentru că s-au plâns. Tocmai de aceea, domnișoara Cristina. Și tu ce ești? Purtătoarea lor de cuvânt. Ele nu puteau să spună stele. Fără relație. Nu aveai ce să cauți. Asta, dacă tu ești pe treaba ta, dacă le deranjează, să spună atât. Dacă erai pe treaba ta, pe relația ta și pe sentimentele tale, nu te interesa pe tine ce vrea tine. Eu am întrebat-o pentru că ea a spus. Și în al doilea rând eu am spus că pentru mine vârsta chiar nu contează, doar că gândirea este importantă. Și asta trebuie să-ți exprime personal la acea persoană care se prezintă, nu? Adică să vedem de ce e în stare, cum gândește, ce gândește, ce vrea, cum își dorește. Vârsta chiar este relativ. Ia, Naba, cine e ok pentru tine aici în casă? E Răzvan curios. Aș răspunde. Hai, nimeni, Răzvan, știu. Că e singurul care vorbește și cu Codruț. Codruț? Păi Codruț este o relație. Păi știm. Da, o relație deschisă, domnișoara Cristina în trei. Pentru că ei îi aduce cafea, își fac masaj aici sus pe scări, se îmbrățișează toată ziua, e ok. Ia uite, păi de când până când se îmbrățișează cei doi, că eu nu i-am văzut. Pentru câteva zile am observat. Nu, câteva zile mi-a adus cafea și îmi recunoaște. Ce zic? I-am adus eu cafea, dar nu i-am adus eu. Haideți să întrebăm staful, nu mai exista pe chestia asta, că n-ai adus. Trimite la gagica ta cafea. Madalin, i-a trimis din România, Madalin. Eram supărat. Ana, mâine îți nu scuper cafea, că-ți trimit eu, stai liniștită, e ok. Doar ca să o enervezi. Ana, mâine îți trimit eu cafea, să nu scuper, stai liniștită, trei îți trimit. Aștept! Auzi, Ana, uite, dacă tot aveți o relație deschisă, așa cum a filmat, nu ți-ar plăcea să vorbești și tu mai mult cu Răzvan? Că uite, el se oferă să-ți aducă cafele, să... Eu nu sunt așa, domnișoara Cristina. Stați-o, voi. Mie-mi place Codruț. Și era aici sus și am zis, cine spune adevărul că mi-a adus cafea și ai trimis-o. Și el... Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici. Sau aici.